Doliu și durere în satul Hajimus din Raigonul Căușeni, primarul localității a decedat într-un cumplit accident de circulație. Totul s-a întâmplat în seara de 6 februarie la ora 22.30 de minute la intrarea în orașul Căușeni, conform informației oferite de către ofițerul de presă al inspectoratului de poliție Căușeni, Mariana Didenco, Oamenii lege au stabilit că șoferul în vârstă de 68 de ani se deplasa din direcția orașului Bender spre Căușeni. La un moment dat, din motive de deocamdată nestabilite, acesta ar fi pierdut controlul asupra volanului și a derapat de pe traseu. În rezultat, vehiculul s-a tamponat în parapetul metalic de la marginea drumului și s-a răsturnat pe o parte. Din nefericire, victima a decedat pe loc până la sosirea ajutoarelor. Deși poliția nu oferă detalii despre identitatea bărbatului decedat, în presă, dar și în grupurile locale de pe rețelele de socializare au apărut informații precum că bărbatul decedat era primar al satului Hajimus, din raionul Căușeni. Acesta a fost și veteran de război. Poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili cum s-a produs tragedia rutieră.